Americanii pot da președintelui Donald Trump un vot de încredere sau unul de neîncredere la urna de vot. În multe state a fost deja înregistrat un record în votul anticipat, inclusiv în ce-i privește pe alegătorii sub 30 de ani. Suntem entuziaști pentru 6 noiembrie. În toată țara, candidații sunt angajați în campanii fulger de ultim moment. În Arizona, candidata democrată pentru Senat, Kyrsten Sinema, a apărut la începutul unui meci de fotbal american, la care oponenta ei republicană, Martha McSally, a intonat imnul național. Emisiunile TV sunt pline de publicitate politică. Treaba mea este să văd ce pot face în fiecare zi pentru oamenii din Missouri. Aveți nevoie de un senator dornic să facă ordine, nu unul care să stea doar în birou. Președintele Trump a făcut campanie zilnic pentru republicani, lăudându-se cu economia americană puternică și avertizând asupra presupuselor pericole venite în special din partea imigranților ilegali care vor să ajungă în America. Democrații vor să invite caravană după caravană și vedeți că se formează mai multe, vedeți asta și mă gândesc cum de se întâmplă așa ceva. Democrații răspund. Noi, democrații, am arătat clar cine suntem. Alegem speranța, nu frica. Alegem unitatea, nu separarea. Îi alegem pe aliații noștri, nu pe dușmani. Alegem adevărul, nu minciunile. Noi mergem înainte, nu stăm pe loc. Vom redobândi sufletul acestui stat și sufletul națiunii noastre. Electoratul îi va alege pe toți membrii Camerei Reprezentanților, unde republicanii au avut majoritatea 8 ani de zile. Dacă sondajele au dreptate, democrații vor obține controlul Camerei. Sondajele sugerează însă că republicanii vor avea o majoritate la limită în Senat, unde democrații se luptă pentru de 3 ori mai multe mandate decât republicanii. Democrații din Senat au în față cea mai grea hartă electorală în 60 de ani, deci e remarcabil că ne aflăm într-o poziție atât de puternică. Vom vedea, cred că stăm foarte bine, cu siguranță stăm foarte bine la Senat și cred că așa va fi și la Cameră. Vom vedea. Partidele de opoziție fac de obicei progrese în alegerile de la jumătate de mandat. Un control împărțit al Congresului ar putea duce însă la revenirea blocajului partizan pe dealul Capitoliului. Michael Bowman, VOA News, Washington.